Bun găsit, prieteni! Conform unui nou studiu, în Portugalia, Spania și Italia se bea cel mai mult. În fiecare zi, în aceste țări, între 20 și 30% dintre locuitori din populație sunt oameni care beau în fiecare zi. România este într-un top similar pe locuri fruntașe. Este vorba despre numărul celor care beau și sunt considerați alcoolici. Ei bine, în ceea ce privește cei care au un obicei la nivel european, așadar de a bea în fiecare zi, sunt portughezii, spaniolii și italienii. Sunt niște țări în care mie îmi place foarte mult să merg, în Spania, în Portugalia, în Italia. Sunt țările latine și cum noi suntem un popor latin și noi ne alăturăm acestor obiceiuri. Din păcate însă la noi în țară nu există o educație în acest sens. Nu știu dacă în cluburile acelea de dezalcoolizare, în alcoolicii anonimi la noi există și rezultate pozitive. Nu am auzit de cineva vreodată la noi în țară să fi mers la dezalcoolizare și să se fi vindecat de această boală. Poate că ar fi un loc, dacă tot fac, se tot fac la televizor, ați văzut, evitați excesul de sare, alcool și grăsimi. Dacă tot băgăm astfel de mesaje, se investesc bani în astfel de mesaje pe la televizor în prime time, poate că ar trebui să se investească mai mulți bani și în aceste spitale, centre de dezalcoolizare, în aceste întruniri, o consiliere făcută celor care sunt conștienți în prima fază de problema cu alcoolul, de această dependență. România este un caz trist, din păcate, pe locurile fruntașe. Sigur că acest loc s-a câștigat în timp și nu este de ieri de azi. Este un obicei care se practică de deja decenii la noi în țară. Trebuie găsită o soluție pentru a se rezolva această problemă, dacă e să ne intereseze sănătatea populației, nu? Ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată să aveți!